Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi veni cu un nou proiect, Olalea. Schema acestei lalele a fost distribuită de doamna Rita Mirea, eu am distribuit-o pe grup și apoi la sugestia dumneavoastră am dorit să o lucrez, deoarece este o schemă, așa cum puteți vedea, nu toate doamnele știu să citească schemele. Această schemă este pentru o floare cu 8 petale. Puteți vedea, scrie mare aici, în limba spaniolă, floare cu 8 petale. Însă, lucrând această floare, eu am văzut că este extrem de mare. Deci este foarte mare. Nu cred că v-ar plăcea așa ceva. De aceea eu voi veni cu modificările mele de rigoare. Diferența va fi că eu voi face o floare în 6 petale și o voi face în modul meu. Voi folosi firul de bumbac, firul se cheamă Stella, este un fir de bumbac adaptat croșetului cu numărul 3. Eu voi folosi croșetul cu numărul 2 și jumătate. Nu voi începe cu ochiurile de lanț, ci voi începe în cercul magic. În cercul magic voi face pentru început 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, 1, 2, 3. Apoi voi face 2 ochiuri de lanț de separare. Firul pe croșet voi intra prin interiorul cercului și voi forma cel de-al doilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, cel de-al treilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, cel de-al patrulea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, cel de-al cincelea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, cel de-al șaselea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, voi închide cercul magic și voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului. Din acest moment eu voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet voi intra în corespondența primului spațiu și voi lucra 2 picioruși duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Deasupra piciorușului dublu voi face un picioruș dublu. Picioruș dublu. În spațiul format din ochiurile de lanț voi lucra din nou 2 piciorușe duble. 1, 2. 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble. Deasupra piciorușului dublu voi face din nou picioruș dublu. Acum am ajuns din nou în corespondența spațiului format din cele 2 ochiuri de lanț și vom lucra 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, 2 piciorușe duble. În felul acesta noi vom continua până la sfârșitul rândului. Vom lucra singure și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la sfârșitul rândului. În acest moment avem aici piciorușul dublu de început, piciorușul realizat deasupra primului picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet, voi intra pe dedesubtul acestui picioruș și voi face un picioruș dublu în relief. Firul pe croșet voi intra în corespondența ochiurilor de lanț și voi lucra din nou 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, un pic,
După cele două ochiuri de lanț de separare, voi lucra din nou două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Voi sări două piciorușe duble din rândul anterior în corespondența celui de-al treilea. Voi lucra piciorușul dublu în relief. Ați văzut cum intrăm pe dedesubtul acestui picioruș. Și din nou în spațiu vom lucra două piciorușe duble, 1, 2, două ochiuri de lanț de separare, urma de alte două piciorușe duble, 1, 2, în corespondența acelui spațiu, firul pe crușet, din nou voi sări două piciorușe duble din rândul anterior, în corespondența celui de-al treilea voi intra pe dedesubt și voi face piciorușul dublu în relief. În felul acesta, noi vom continua până la sfârșitul rândului. Am ajuns la sfârșitul acestui rând, voi închide rândul cu piciorușul dublu în relief. Deci vom intra pe dedesubtul acestuia, vom extrage firul și vom face piciorușul dublu. Astfel avem deja primul picioruș din rândul următor. În rândul următor vom lucra în același mod, în ochiul de lanț, în ochiurile de lanț vom face două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble, deasupra piciorușului dublu în relief vom face piciorușul dublu în relief, deja ies în evidență, se văd foarte bine și vom continua să lucrăm un total de 7 rânduri în acest mod. Deci suntem deja la cel de-al doilea, 6 rânduri, nu 7, 6 rânduri vom lucra în acest mod. Așa cum vă spuneam, am lucrat 6 rânduri în modul în care ați văzut dumneavoastră, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum vom continua lucrând în spațiul format din ochiurile de lanț, 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 1, 2, 3. Piciorușul dublu în relief și vom continua cu cele 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de 3 piciorușe duble. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, voi face piciorușul dublu în relief, iar acum lucrăm ultimul rând al florii, în spațiul format din ochiurile de lanț, vom lucra 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmate de alte 5 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 1, 2, 3, 4, 5, piciorușul dublu în relief și vom continua în acest mod pentru parcursul rândului. Am ajuns la capătul rândului, acum voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din piciorușul în relief. Voi face fir alunecat, vom scurta firul, bineînțeles, apoi capătul de fir îl vom ascunde. Acum vreau să vă arăt diferența între laleaua lucrată după schemă
8 pe tale și cea lucrată de mine. Uitați-vă diferența de mărime. Cine dorește poate lucra și atât de mare, însă este exagerată. Aceasta este începută pe 8 piciorușe duble. Aceasta este începută pe 6 piciorușe duble. Uitați-vă cât de rafinată este și cât de delicată în comparație cu cealaltă. Bineînțeles, acum lăsăm deoparte discuțiile și vom face frunză. Pentru frunză eu am montat deja un număr de 30 de ochiuri de lanț în culoare verde, deci am făcut 30 de ochiuri de lanț. Mă voi întoarce în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț de la croșet și voi face un piciuruș scurt. Firul pe croșet voi intra în următorul ochi de lanț și voi face un piciuruș dublu redus, după care până la ultimul picioruș, până la ultimul ochi de lanț, vom face piciorușe duble. Când vom ajunge în corespondența ultimului ochi de lanț, noi ne vom reîntâlni și vom continua și frunzulița. Facem tutorialul complet. Ajunse corespondența ultimului ochi de lanț, vom face 3 piciorușe scurte, cel de-al doilea, cel de-al treilea, iar apoi ne vom întoarce pe partea cealaltă, lucrând din nou piciorușe duble, până în corespondența piciorușului dublu redus. Deci facem foarte simplu. Nu uităm că este un canal pentru doamnele începătoare și trebuie să facem un modul în care lucrările să fie cât mai ușor de executat. Am ascuns și capătul de fir, după cum ați văzut, deci ne vom îndrepta cu piciorușe duble înspre vârful frunzei. Vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Am ajuns în corespondența piciorușului dublu redus. Aici vom face un picioruș dublu redus în corespondența ultimului picioruș. Vom face 1, 2, 3 piciorușe scurte. Deci avem 3 piciorușe scurte. După ce am lucrat cele 3 piciorușe scurte, vom avea nevoie de acest fir de sârmă, firul foarte subțire, maleabil, care se folosește de obicei la flori, la frunzele acestora, pentru a le da stabilitate. Vom lua firul nostru, îl vom pune pe dedesubt, vom lăsa o bucățică de fir mai lungă și din acest moment, ținând și firul, vom începe să lucrăm pe întreg parcursul lucrării, de jur împrejur, piciorușe dublu reduse, prinzând în același timp și firul nostru. Astfel noi vom da formă și stabilitate frunzei, pentru că în alt mod ea nu se va aranja cum trebuie. Deci, vom merge cu piciorușe duble reduse până în vârful frunzei. Ajuns în vârful frunzei, în corespondența celor 3 piciorușe scurte lucrate de noi, vom face câte o mulțire de piciorușe duble reduse, continuând să ținem și firul metalic. În felul acesta, așa cum spuneam, vom da o frumoasă ținută frunzei noastre. Și vom continua apoi, după ce am realizat cele 3 mulțiri de piciorușe dublu reduse, vom continua cu piciorușe duble până la sfârșitul rândului. Iar noi ne vom reîntâlni. Uitați-vă, stă dreaptă acum. Ajuns în partea de jos a frunzei noastre, vom face un piciuruș scurt, vom tăia firul și vom închide și această parte a lucrării.
Eu am realizat, așa cum vă spuneam, după cum am considerat eu această floare. Acum ați văzut și dumneavoastră diferența cât de mare este între floarea lucrată după schemă și cea realizată de mine. În felul acesta puteți realiza două sau trei frunzulițe pe care apoi le veți monta un fir de sârmă, după cum puteți vedea, vom pleca fie în firul de ață, fie în acest tip de pămblicuță care se găsește în mercerii, pămblicuță care se folosește și în florării. Vom îmbrăca firul nostru de sârmă în felul acesta. Această pămblicuță este adezivă, deci se lipește singură. Pe măsură ce vom coborâ în jos, vom atașa și cele două frunzulițe și vom forma floarea noastră. Ia uitați, vom pune aici prima frunzuliță, după ce voi scurta acest capăt de fir, deci mă voi prinde aici, vom continua. O voi pune pe cea de-a doua. Și astfel vom forma traleaua noastră. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat. Sper să fie foarte ușor pentru dumneavoastră să o lucrați. Cu cea mai mare plăcere și cu cel mai mare drag vin în întâmpinarea dumneavoastră pentru a vă ajuta să realizați lucrări care să vă mulțumească sufletul, privirea, lucrări cu care să vă puteți prezenta în fața celor dragi dumneavoastră și de care să fiți mândre. Am ajuns aici la capăt, voi face în felul acesta, voi închide, voi scurta acest căpățel de fir și nu ne rămâne decât să aplicăm floarea noastră în vârf. Eventual, dacă este nevoie, dumneavoastră o puteți atașa cu un pic de lipici. Eu voi face altceva. Voi pune aici în vârf o mărgeluță. Vedeți? În felul acesta. Aceasta va opri căderea florii noastre. Și uitați-vă că am realizat laleaua. Bine, va veni un pic de, va fi nevoie de un pic de lipici. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat. Nu am lipiciul la îndemână acum, vă rog să mă scuzați. Sper să vă placă ceea ce am realizat. Dacă vă place, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, mă ajută foarte mult în creșterea comunității, iar eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc pe fiecare, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!